care este asemănarea dintre un cocktail și viața unui om? Ei bine, în ambele situații trebuie să facem alegeri. Dacă vrem să avem un cocktail senzațional de bun, trebuie să alegem ingredientele compatibile. Dacă vrem o viață frumoasă, lungă și frumoasă, trebuie să luăm alegerile potrivite la momentul potrivit. Ei bine, în următoarele minute o să vedem ce alegeri o să facem cu băutura noastră de astăzi și cum aceste alegeri o să ne influențeze viața. Pentru că sunt o persoană foarte meticuloasă și atentă la detalii, vă spun că sunt 5 alegeri pe care eu le-am trăit pe propria piele. Ia să vedem, e cineva în sală care a băut un cocktail până acum? Ia să vedem, să ridicem mâna sus. Ohohoho, stăm bine, stăm bine. Primul ingredient, prima alegere pentru cocktailul nostru este practic baza, fundația. Și o să folosesc gin. Spun asta pentru că acest ingredient o să susțină următoarele ingrediente. Și o să folosesc undeva la 50 de mililitri de gin. Oh, ce-mi place cum se aude. În viață, baza, fundația este dată de valorile noastre, ce este mai important pentru noi. Când eram puștan pe la 17 ani, pentru că voiam niște bani de buzunar, m-am angajat undeva în Brașov la o locație. Și eram cumva omul bun la toate. În sensul în care debarasam, schimbam siguranțe, făceam curățenie, luam comenzi, făceam de toate. Și îmi plăcea foarte mult să fac chestia asta. Până la un moment dat, când am simțit nevoia să evoluez, să am și o poziție acolo. Așa că mi-am întâlnit managerul într-o bună dimineață și am spus: șeful, vreau și eu să fiu ceva aici, nu mai vreau să fiu omul bun la toate. El s-a uitat la mine și mi-a zis: Valentin, din păcate nu o să putem să te avansăm în funcție pentru că nu o să mai găsim o persoană la fel de muncitoare precum ești tu. Vă dați seama, s-a dărmat totul peste mine, îmi plăcea să muncesc, dar în același timp voiam să evoluez. Iar a doua zi de dimineață mi-am înaintat demisia și m-am angajat într-un bar în Brașov, de unde a pornit povestea de dragoste dintre mine și bartending. Au trecut ani, am participat la România au Talent, am câștigat campionatul mondial și am început să fac spectacole prin țară. La unul dintre spectacole m-am întâlnit cu fostul meu manager. A venit glonț la mine, zâmbea, era cu gura până la urechi, mi-a zis: Valentin, felicitări, ți-am văzut ascensiunea, sunt foarte bucuros că ai ales să-ți dai demisia și să-ți urmezi visul. Și cred că lucrul ăsta în viață contează foarte mult, să alegem să evoluăm în mod continuu. Mai ales dacă lucrăm undeva într-o locație, într-un sediu și nu suntem apreciați la valoarea noastră, faceți bine și plecați de acolo. Asta este primul ingredient. O să mergem mai departe cu al doilea ingredient, care este ceva mai îndrăzneț. Am aici un lichior de violete și o să riscăm un pic să-l folosim, dar el o să facă ca acest cocktail să fie chiar memorabil. Și o să folosesc undeva la 20 de mililitri de lichior de violete. O să ne dea și o culoare foarte frumoasă. Pentru că în viață, dacă vrem să avem succes în viață, trebuie să riscăm, nu? M-am angajat în spatele barului și cumva simțeam că e pentru mine jobul respectiv și am văzut că există școli pentru asta. Deci voiam să evoluez în continuare, voiam să devin și eu barman profesionist. Am văzut că la București există o școală, doar că nu aveam banii să fac această școală, nu aveam finanțele necesare. Și rezolvarea a venit printr-o reclamă la TV, reclamă cu o mare bancă care acorda credite. Super! Mi s-au dilatat pupilele, am zis: asta e, gata, asta fac. Doar că am citit acolo rândurile și am văzut. Trebuie să ai vechime pe cartea de muncă, garanții, un salariu și eu n-aveam nimic. M-am dezumflat și am fost ok, bun. Am stat câteva zile și mi-am spus: băi, Valentin, dacă nu acționezi, nu o să se întâmple nimic. În general nu se întâmplă nimic. Dar dacă acționezi, există 1% șanse să se întâmple lucrul respectiv și să primești banii și să te duci la București. Și asta am făcut. M-am dus de dimineață la sediul băncii, am nimerit direct la directoarea de sucursală, i-am povestit ce vreau să fac cu acel credit, s-a uitat la mine,
s-a ridicat în picioare, era o doamnă mai înăltuță, să nu spun foarte înaltă, dar m-am speriat un pic, am crezut că mă dă afară sau nu știu, am zis ceva greșit. S-a ridicat în picioare și a zis, ia uitați măi fetelor, băiatul ăsta nu vrea să-și cumpere combină sau casetofon, pentru că pe vremea aceea pentru asta se făceau creditele. Vrea să meargă la București să facă un curs. Nu îndeplinește el nimic, dar eu o să-i dau banii. Și asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat. Am primit banii și am plecat la București. 2 săptămâni am luat contact cu bartending-ul profesionist. Și în viață de multe ori ezităm să facem anumite acțiuni, să riscăm, pentru că ne e frică de eșec, ne e frică de ce spune X, de ce spune Y și dacă nu acționăm, nu este în regulă. Trebuie să acționăm în viață și vă îndemn și pe voi să faceți asta, pentru că undeva acolo există 1% șanse să reușiți. Ăsta este ingredientul numărul 2. Mergem mai departe, un ingredient care mie îmi place foarte mult și vă spun că aici am fresh de lămâie. El este foarte important atunci când îl folosim în cocktails, pentru că acest fresh de lămâie ne echilibrează băutura, este acel balance pe care atunci când jurizăm băuturile ne place să-l avem, acel echilibru. Așa că o să pun undeva la 20 de mililitri, voi notați rețeta, sper, nu? O să pun 20 de mililitri, știți cum se spune în viață, dacă primești lămâi, faci limonadă. Noi o să facem un super cocktail cu lămâile respective. Dar da, viața e cu bune, cu mai puțin bune, dar cred că ăsta-i farmecul, nu? Ăsta-i farmecul în viață. Important e să învățăm și să vedem cum putem trece peste greutăți. Aici este cheia. Și m-am întors de la București foarte încrezător și am început să cochetez cu zona competițională, bartending-ul de performanță. Și am participat la prima mea competiție, în Sinaia, la care am ieșit pe ultima poziție, pe ultimul loc. Dezastru. Pentru mine m-am pregătit foarte mult, eu zâmbesc acum, dar nu cred că arătam așa atunci. Mă pregătisem foarte mult, iar rezultatul era dezamăgitor. Țin minte că unul dintre jurați mi-a și spus, Valentin, flair bartending-ul nu este pentru tine, trebuie să găsești ceva unde n-ai nevoie de dexteritate prea multă. Și asta m-a dărmat și mai tare, pentru că aceste cuvinte veneau din gura unui expert în domeniu, nu? Adică cumva îl crezi, trebuie să-l crezi. Și am fost foarte aproape să renunț la absolut tot. Și n-am renunțat. N-am renunțat pentru că lângă mine a fost o persoană, a fost fratele meu, este în continuare, a fost lângă mine, m-a susținut și tot timpul am avut o relație bună cu el. A fost lângă mine când am ieșit pe ultima poziție, a fost lângă mine și când am câștigat campionatele mondiale. Și cred că este tot o alegere în viață să avem grijă de relațiile noastre, să avem grijă să le creștem. Pentru că atunci când trecem prin clipe grele, atunci e nevoie de astfel de echilibru, acel balance, pe care freșul de lămâie îl are în această băutură. Bun, acum o să facem un exercițiu de imaginație și ne gândim că avem foarte multe sticle, da? Deci în spatele meu sunt multe sticle. Unele sunt mai shiny, unele sunt mai nesemnificative. Atunci când pregătim cocktails, avem câteodată intenția să folosim ingrediente care sunt foarte eye candy, foarte poși, foarte, nu știu, uite, spre exemplu, am aici o pudră de aur care este comestibilă. Ea arată senzațional. Dar ne ajută ea cu adevărat la băutura noastră? Mă refer la ingredientele pe care le-am pus aici? Vă spun eu, nu. Nu ne ajută. De asta am ales un ingredient foarte simplu. Am ales un lichior de maraschino care e făcut într-un sat din Croația. Un sătuc micuț. Așa că o să pun 20 de mililitri de lichior de maraschino. În viață ne confruntăm cu ceva similar. Se numește sindromul obiectelor strălucitoare. Atunci când oportunitățile vin și ele ne distrag practic de la visul nostru. Și eu am fost pus de foarte multe ori față în față cu acest sindrom. Am participat la România Got Talent. S-a uitat cineva la acest format nebun? Da, bun, bun, bun. Am participat în prima ediție, în 2012. Și am participat pentru că am vrut să arăt oamenilor cât de mișto și cât de frumos este acest univers al bartendingului,
al cocktailurilor. Și pe repede înainte am trecut de peste lecții, am ajuns în semifinală și din semifinală în final. În finală, pentru momentul meu din finală, am stat de vorbă cu producția și le-am explicat cum arată pentru mine moment. Le-am spus, guys, vreau să mă îmbrac așa frumos, arăt ca un barman profesionist, black tie, poate, foarte elegant. Ei au dat așa din cap și au zis, da, ok, dar să știi că nu prea ai șanse la Marele Premiu Valentin cu numărul ăsta. Uite ce sugerăm noi, să te îmbraci foarte colorat și să intri în scenă într-o tonetă de înghețat. Mă gândeam acum, zic, ok, dacă aleg să fac lucrul ăsta, sunt mai aproape de Marele Premiu. Și Marele Premiu, dacă v-ați uitat, este de 120.000 de euro. Dar nu rezona cu ce simțeam eu pentru bartending. Și am ales să fac numărul exact așa cum mi-am dorit eu. Am ales să fiu sincer cu ceea ce fac. Și mai departe, după România au talent, pentru că, da, nu am câștigat marea finală, am ieșit pe locul 4, dar sunt extraordinar de mândru de momentul meu din finală. Și mulțumesc! Și mai departe, pentru că a fost un boom mediatic cu această emisiune, un brand mare de băuturi alcoolice a venit la mine și mi-a propus o ofertă foarte shiny, o mașină 4x4, un job foarte, foarte mișto, foarte bine plătit la ei în companie, pentru un tur prin țară să fac spectacole și să stau de vorbă cu barmanii. La fel, arăta totul foarte bine. Nu aveam bani pe vremea aceea și nici mașină. Doar că mă pregăteam pentru campionatul mondial din Londra. Și am spus pas pentru că am vrut mai mult să particip. Pentru mine pregătirea personală nu a fost niciodată negociabilă. Tot timpul a contat mai mult să fiu pregătit atunci când merg la competiții. Pentru că dacă semnam cu ei, probabil eram vineri în Oradea, sâmbătă în Timișoara, duminică în Cluj și așa mai departe. Și nu aveam timp să fac lucrul ăsta. Și cred că în viață, dacă facem un lucru foarte bine și ne facem treaba foarte bine și evoluăm, oportunitățile vin. Este foarte important că atunci când vin aceste oportunități, ele să nu ne distragă de la visul nostru. Așadar, puneți bine în balanță lucrul ăsta și gândiți-vă bine la aceste oportunități. Mulțumesc! Sunt peste 100.000 de ingrediente în lumea asta, ele se mixează în milioane de feluri. Dar românul are vorbă. Și spunem stop aici. Spunem stop ingredientelor, pentru că ce e prea mult, strică. Majoritatea băuturilor care sunt premiate la competițiile de mixologii sunt făcute din maxim 5 ingrediente, pentru că apoi ele se anulează aromele dinăuntru. Și noi o să punem ultimul ingredient, și anume gheață. O să pun gheață, pentru că anumite decizii în viață se iau la rece. Exact. Da. Din 2012 până în 2019 am participat la cam toate competițiile majore din lume. Am câștigat în Las Vegas, în Tokyo, în Guangzhou, am câștigat Paris Flair Open, un concurs foarte important pentru noi, am câștigat și de câteva ori campionatul mondial și în 2019 mă gândeam ce urmează, un nou campionat mondial, un nou show, ce urmează pentru mine. În momentul acela, în agenția noastră, noi avem o agenție de barman profesioniști, sunt coleg cu alți trei băieți, cu entuziasm ca mine așa, a apărut un nou challenge, un cocktail festival. Băieții au fost tot timpul lângă mine pe toată perioada carierei mele și câteodată poate ațipeam la ședințe de oboseală a antrenamentelor sau poate nu participam la evenimentele mari care erau importante pentru imaginea agenției noastre și ei m-au susținut în permanență. Doar că am avut o discuție și m-au întrebat, Valentin, ce vrei să faci mai departe? Vrei să te pregătești pentru campionatul mondial? Sau vrei să te dedici proiectului 100%? Indiferent care este răspunsul tău, să știi că noi suntem lângă tine și te susținem. Îmi place extraordinar de mult să performez
Îmi place să particip la competiții. Nu se compară cu nimic acel feeling pe care l-ai când ești la un campionat mondial, dar simțeam că acest pas face parte din evoluția mea. Și era și challenging. Și am ales să mă implic în totalitate. Și chiar dacă m-am retras din zona competițională, în continuare jurizez competiții de bartending și pregătesc viitori campioni mondiali. Și cred că nivelul maxim profesional pe care poți să-l ai în viață este că atunci când atingi succesul, să poți să dai mai departe și să crești următoarele generații. Așa că am pus și gheața aici, o să-i dau un shake energic la toate ingredientele și o să vreau voi să aplaudați. În felul ăsta toată energia se transferă aici și băutura asta o să iasă mult mai bună. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bun, care sunt ingredientele unei băuturi de succes? Alege tot timpul să evoluezi, să acționezi, chiar dacă ai șanse mici de reușită, să ai grijă de relațiile din viața ta, să-ți urmezi visul, nu oportunitățile de moment, și atunci când spui stop, să dai mai departe. Și în viață, oprește-te din când în când și bucură-te de un cocktail alături de cei dragi. Cheers!